Tudorel Toader, reacție sarcastic la achitarea lui Ponta, întrebați la Cotroceni. Tudorel Toader, ministrul Justiției, reacționează scurt sublinierei sarcastic la decizia CJ de a-l achita pe Victor Ponta, în dosarul Rovinarii Turceni, în care procurorii ne cerea sublinierea sa de închisoare pentru fostul premier. Întrebat de Stiri pe surse. Ce înseamnă această achitare, din perspectiva sa de ministru al Justiției, pentru na sublinierei conducerea instituției? Tudorel Toader s-a rezumat la un comentariu scurt, întrebați la Cotroceni. Comentariul ministrului Toader vine după ce joi, în pledoaria de la Curtea Constituțională, a afirmat că în cazul DNA curba chitrile sublinierei abuzurile, în timp ce presubliniere dintele ignoră acest lucru sublinierei refuz să o demit pe Laura Codruca-Kövesi. Comentariul ministrului face trimitere sublinierei la faptul ce presubliniere dintele Iohannis i-a cerut demisia lui Victor Ponta, în 2015, tocmai din cauza punerii sub urmărire penală în dosarul Rovinarii Turceni. Fostul premier Victor Ponta sublinierei fostul senator Dan Nova au fost achitați, joi, de magistrații instanței supreme în dosarul Turceni, Rovinar, în care au fost judecat pentru fapte de corupție, în legătură cu încheierea unor contracte de consultant. Decizia instanței nu este definitiv. Decizia înaltei curci de casacie sublinierei justiție nu este definitiv, putând fi atacat de procurori. La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru Victor Ponta sublinierei pentru Danova. Ancheta în acest dosar a durat aproape 4 ani. Iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecat în timpul mandatului. Procurorul DNA a solicitat condamnarea lui Victor Ponta pentru fals în înscrisuri sub semnătura privată, complicitate la evaziune fiscală sublinierei sepelare de bani sublinierei o pedeapsă complementar în cazul acestuia.